Stimați colegi, am văzut că ieri deputații partidelor din opoziție au depus o moțiune de cenzură, urmare a deciziei guvernului de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului pe 7 legi importante. Era de așteptat acest lucru. Din punctul meu de vedere, este un demers populist și electoral. Trebuie să luăm în calcul că avem campanie electorală, se dorește show-uri politice în Parlament, care de fapt nu ține deloc de interesul oamenilor.